Se apropie noaptea învierii, iar cei care doresc să meargă la slujbă pot să circule până la ora 5 dimineața. În Constanța, de exemplu, lumina va fi adusă de înalt preasfinția sa Teodosie cu barca din largul mării. În tot acest timp, în piața Sfatului din Brașov, preoții vor oficia de pe o scenă. Oamenii sunt rugați să nu se înghesuie și să respecte indicațiile voluntarilor. După ce va primi lumina sfântă de la București, înalt preasfinția sa Teodosie o va duce cu șalupa credincioșilor strânși în fața cazinoului din portul Tomis. Vrea să refacă simbolic drumul parcurs de Sfântul Andrei cu lumina pe apă în vremuri în care nu existau alte mijloace de transport. Iubiți credincioși, vă invit la înviere la Marul Mării, toți care doriți, sunteți bineveniți și nu cred că nu va fi loc pentru câți veniți. Este loc cel puțin de 20.000 de oameni. Slujba de Paști se va desfășura conform tipicului bisericesc, dar cu respectarea celor măsuri igienico-sanitare care se află în vigoare. Respectiv, credincioșii vor purta mască la slujbă și vor păstra distanța fizică prevăzută în regulamente, 1,5 m, 2. Pe tot parcursul nopții de înviere, circulația este permisă cu o condiție. Cu sau fără declarație, deplasarea este permisă numai în scopul participării la slujbe religioase. În România sunt înregistrate 18 culte, nu cunosc vreunul dintre ele, cel puțin la nivelul județului Constanța, să desfășoare slujbe pe plajă. Pe de altă parte, la Brașov, cea mai amplă ceremonie va avea loc în piața Sfatului, unde preoții vor sluji pe scenă, iar imaginile vor fi transmise pe un ecran imens. Aici, organizatorii s-au gândit să-i îndrume pe credincioși să se așeze pe colțurile pătratelor marcate deja în pavajul pieței ca să păstreze distanța impusă. Preoții ies și dau la primul rând și de la primul rând se dă, nimeni nu se mișcă. Noi dinainte tot ieșim și spunem la microfon, noi o să punem și pe ecran informațiile acestea, astfel încât aici în piața Sfatului, astfel încât oamenii să vadă și să se așeze și dânsi din timp. Punctele de distribuire a Paștilor și a Sfintei Lumini se vor împărți, se vor distribui pe întreaga arie a pieței Sfatului, tocmai pentru a evita aglomerările de credincioși. Peste tot în țară, preoții au fost sfătuiți să folosească spații cât mai generoase, cum ar fi parcările supermarketurilor sau chiar zonele verzi din parcuri. De bunul mers al lucrurilor se vor ocupa polițiștii și jandarmii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.